Йо вас салут, симас приятень. Добрый вечер, дорогие друзья. Так, Дуарса Верифика есть, окей. Кулай был по телефону. Так. Да. Так, Vodka Total есть окей, сам тем Indirect and Facebook, YouTube, PTikTok, а господарь един Instagram, ше Telegram ли вам да, пцан метрзу, линкул пи YouTube. Симас приятень. Астас, кутоцам преона, амфост мартори ла институиря уни нов гуверн. Гувернул Дорин Речан. Ди пунктул меу де ведери, пас ше мая санду а уратат о марии оказии де а фаче ан сваршит чева бун. О реманьере адеварате ше ефичиента а гувернули, каре се вине кум програм базат пенево или oamenilor, un program de care era nevoie să vie acum cu el imediat. Un program bazat încă o dată pe nevoile oamenilor. Această remaniere ar fi trebuit să fie ca o gură de oxigen pentru toți cetățenii din țara noastră. Acest moment trebuia să redea o speranță oamenilor să nu fie încă o mare dezamăgire. Noul guvern este doar o mișcare de PR. Au schimbat premierul, dar au menținut majoritatea miniștrilor. Când în premieră a apărut în spațiul public candidatura domnului Recean, eu mi-am expus părerea despre filtrele pasului, despre filtrele doamnei președinte Maia Sandu și despre toate cele care am fost, le-am auzit de când a fost înregistrat pasul ca partid politic. Premierul Recean, noul premierul Recean, în funcție de ministrul de interne Republicii Moldova, a participat personal la distrugerea mea și a mai multor membri partidului nostru din toată țara. Dar la noi știți cum în Moldova tăți ne-a deprins? Totul se iartă dacă cumva ieși în mână cu un drapel european. Eu niciodată n-am iubit niciun politician din Republica Moldova și nu l-am stimat, care promova în Republica Moldova drapelul unui alt stat. Lor în mână le încăpeau toate tipuri de drapele, în afară de drapelul Republicii Moldova. Eu înțeleg că după toate filtrele, după toate nevoile care le-a inventat pasul până la urmă, ei l-au ales pe Recean și asta este o demonstrare clară că ei nu mai au oameni în echipă. Că v-a dat seama, totuși s-a studiat ce probleme a avut Recean, ce dosare penale a avut, care le are. Vreau să-i aduc domnului prim-ministru, să-i aduc aminte domnului prim-ministru Recean, că de la combinația, inclusiv cu participarea dumnealui, așa o combinație semi-escrocă, semi-criminală, toate amenzele de pe toate camerele din țară, camerele, mă refer, care le vin oamenilor amenzele pentru încălcarea regimului de viteză, toate vineau în primărie municipiului Bălți. Când a venit în 2015, în primul mandat de primar, a venit cineva din contabilitate, dar domn primar, vrem să vă informăm că toate amenzele din țară vin în contul primăriei Bălți, o parte rămân la noi, o parte le dăm la o firmă privată. Dacă domnule Recean ați uitat, era firma sprijinită dumneavoastră și lobată de dumneavoastră cu un oricare
канадец, у вошла мини примари дивудоорь, он черкат смаком венга, к сечь прине пеле демеу, кувыта цемприона, сэндэйни. Шиян спус лу канадец к майну ожонса на Афганистан. Тот же креду и диспрефач раста, ше диспре оферта карими сафакот. А с тобой энду мечинш пидямы кашкум от перду, ну я рад саша ди инфлюенс, я раз демку проблем льва, стрешав вот саша оферта. Dar important e altceva. Toată această așa zisă remaniere s-a făcut prin mimarea consultărilor și prin lipsa de transparență, având în spate tensiunile și lupte interne în PAS și nu altceva. Supărările și frustrările membrilor PAS. Această schimbare arată mai degrabă o rafuială internă cu Gavriliță și alții. Nimeni nu le-a explicat oamenilor de ce se face această schimbare. Oamenii au auzit doar cum s-a plâns Gavriliță că e forțată să plece. Dacă aș fi fost în locul Maia Sandu, aș fi ales o abordare directă și asumată. În primul rând, ar fi cerut această remaniere mult mai devreme. Aș fi făcut asta prin asumare a ceea ce nu a funcționat bine și ar fi spus cum noua echipă va guverna mai bine și va repara toate cele care au fost greșite. Și ar fi început prin acele scuze cetățenilor pentru 2 ani ratați și pentru dezamăgirea creată de fostul guvern. Dar așa cum s-a procedat, se creează impresia astăzi că avem un președinte care trage disfor din umbră și fuge de asumarea responsabilității. Nu aveți unde să fugiți de responsabilități. Moldova e o țară foarte mică și totul se află și se vede. Despre programul nou de guvernare pot să spun doar că e plin de povești preluate din vechiul program. Dar nimic serios despre securitatea socială a cetățenilor, despre cum vor fi sprijiniți să depășească această perioadă de criză, nemaipomenită pentru toată istoria Republicii Moldova. Așa cum s-a făcut această schimbare de guvern, nu există niciun motiv de optimism că lucrurile vor merge mai bine. Ceea ce vedem în sondajele din ultima perioadă, o dorință tot mai mare a cetățenilor de a avea alegeri anticipate. Și eu nu exclud că aceste dorințe pot deveni realități foarte curând. Pe lângă lucrurile care vedeți că le facem zilnic în teritoriu, partidul nostru lucrează la un program alternativ de guvernare. Înțelegem că inclusiv acest nou guvern a ieșuat înainte să nască, dacă să spunem așa simplu, moldovenești, și ne pregătim pentru eventuale alegeri anticipate. Noi nu vom aștepta încă 2 ani în care țara să fie aruncată în criză mai profundă și nici nu vom permite ca de în cauza incompetenței actualei puteri să profite grupările care stau în spatele unor așa zise partide de opoziție. Așa cum ați putut vedea astăzi în Parlament, ei doar și-au pasat mingea unul la altul. Ei s-au plictisit acolo un pic și asta a fost foarte bine văzut. Și pot să vă spun cel mai important lucru care eu astăzi l-am văzut și eu cred că l-au văzut zeci de mii de cetățeni, că lipsa de entuziasm s-a văzut azi în Parlament, inclusiv în rândul deputaților PAS. Eu, tot ce fac din 2014, tot ce face partidul nostru, eu cred în ceea ce fac,
Шедяста его креткам, он энтузиазм коренок тут солстынга. Ниш филат, ниш плохотнюк, ниш додон, ниш тебе цеванди мозг, ваши ресту, коревон черкатку, вас моя инфлуенцеза. Он алтфил, алтфил арспуника часто липсу ди энтузиазм, птяс фиин тарит астез макар принтру пропунери, принтру приму проект дилежи, пентру асприджиня честного гуверн. При экземплу, легализант фумату ди ярбы, птяс седас энтузиазм макар унор депутас дим парламент, шкяр унор мембри ди гуверн. Ка acest entuziasm, măcar cumva să încerce să vă salveze pe voi toți de ceea ce vă așteaptă. Astăzi când am dat denumirea acestui lavăiv, guvernul Rician, aceeași mărie, numai cu altă pălărie, eu cred că toți cetățenii din țară care privesc, care vor privi acest live, înțeleg perfect că doar prin titlu au înțeles despre care este situația astăzi și tot ce ține de crearea noului guvern. Încă o dată, ca să punctez, în loc să ofere o speranță a oamenilor, noi ne-au arătat încă o porție de răfuieli între grupurile lor interne în PAS. Încă o porție de lipsă de transparență și lipsă de sinceritate. Și asta e cel mai grav. Ceea ce aș fi făcut eu în situația dată, eu am spus că, în primul rând, trebuiau să fie schimbări mult mai devreme. Și când calcă pe bec un membru a guvernului sau un alt membru, echipii îl trebuie dat la o parte. Dar nu să aduceți voi la situația în care voi ați ajuns astăzi. Nimeni nu s-a asumat și nu s-a prezentat scuze pentru dezamăgirile produse cetățenilor și nimeni nu a spus cum vor fi reparate lucrurile făcute rău. Moldova nu mai are nevoie de povești de guvernare, povești de succes. Eu și partidul nostru nu vom aștepta încă 2 ani. Am spus-o clar. Să vedem cum guvernarea ne aruncă tot în criză sau într-un durdom în care practic asta se află țara. Și încă o dată, nu încercați să mă legați cu toate platformele astea de fugari, de cei care au fost implicați în scheme criminale, furtul miliardului și tot așa. Că nu eu, dar voi le ridicați ratingul grupărilor din Parlament, unor grupări din Parlament care se numesc opoziție. Doar incompetența voastră astăzi, cumva, le dă posibilitatea lor să organizeze diferite manevre. Astăzi, principali aliați ai mei sunt cetățenii Republicii Moldova. Noi înțelegem perfect și cum am spus-o deja în unele emisiuni, că pe mine mă impune cumva să merg înainte, și să facem o schimbare reală în Republica Moldova, că eu în comparație de jumătate de fracțiune PAS, jumătate de guvern, am avut deja posibilitatea să trăiesc în diferite țări din lume, am vizitat practic toate continentele și eu vreau să trăiesc astăzi acasă în Moldova. De asta mie nu mi-i pasă cine și cum pe noi ne guvernează. Eu înțeleg că astăzi unii deja mi-au scris în comentarii că вы не имеете права критиковать наше правительство, потому что оно выделяет из бюджета последние деньги для пенсионеров. Да, выделяют. Для того, чтобы пенсионеры отдали их своим безработным внукам. Сегодня, когда идет имитация и имитация реализации реальных программ в экономическом, социальном секторе, они не боятся врать и не боятся обещать, так как это делали в предвыборную кампанию. Потому что вы прекрасно знаете, что есть всего 3 места, где могут находиться люди,
которые не способны и, в принципе, не должны отвечать за свои поступки. Это три места. Это дети в детском саду, дурдом и правительство. Сегодня ситуацию довели до того, что народ Молдовы стал настолько толерантным, что наше начальство, руководство страны, в лице правительства, депутатов парламента и геев называют всех одним и тем же словом. Вот до какой толерантности вы довели сегодня нашу страну? Вы должны четко понимать, что если бы хотя бы нынешний Минздрав имитировал бы какую-то заботу о гражданах, которые смотрят телевизор, как, например, бы вышли бы сегодня с инициативой, что Минздрав опубликовывает список напитков, под принятие которых обещания нового правительства выглядят правдоподобно. Они не сделали даже это. Сегодня я хочу, чтобы вы понимали одну очень простую вещь. Нынешние перестановки в правительстве подобны действиям наперсточника на вокзале. Платить в итоге придется все равно вам и всем нам. Легенда наперсточников Костя Ботнер, он же Барсетка, может вам детально продемонстрировать из Лондона в Фейсбуке или в Инстаграме, как это работает. Что бы вы ни выбрали, вы все равно вам придется платить. Вот это та ситуация, в которой мы сегодня, к сожалению, оказались. У нас очень много работы. Я хочу поблагодарить всех тех, которые прислали мне CV, это порядка 300 человек, которые находятся и в стране, и за ее пределами. И неважно это, граждане Молдовы или наши граждане, проживающие в США, России, странах Евросоюза или в Азии. Для меня важно, что я вижу, что есть люди с огромным потенциалом, с огромным опытом, которые реально смогут внести свой вклад для того, чтобы изменить нашу ситуацию в стране. Те, которые готовы в том числе присоединиться к нашей команде, для того, чтобы у нас был кадровый резерв, не оболтусов и не людей просто с высшим образованием, у которых нету ни одного дня работы, опыта в сельском совете, а он уже претендует на министра, как это мы видели в прошлом созыве, даже, по-моему, в нынешнем, они почти те же министры остались. Значит, пишите, пожалуйста, есть аппликация на сайте www.pn.md. Там все написано. Ваши контакты, страна, город, район, где вы находитесь, где вы готовы участвовать в создании первичной организации нашей партии, либо присоединиться к существующим, либо реформировать существующие. Нас ждет огромная работа, но если мы хотим жить в нашей стране, и мы хотим, чтобы люди из нашей страны не меняли свои политические предпочтения из-за того, что у нас в стране ужасно, и у нас растет количество унионизма, унионистов, не людей, которые исторически каким-то образом пытаются мотивировать, что Молдова должна частить Румынии. Я всегда говорил, что я против. А они хотят присоединиться к Румынии, потому что мы живем сегодня. То есть у нас страна просто исчезает. Перестаньте постоянно себе придумывать какие-то оправдания, что мы в нашей стране ничего не можем сделать, а вот став частью другой, а еще став частью другой, мы станем быстро станем членами ЕС. Ребят, перестаньте мечтать. Давайте засучим рукава и будем работать. Вакупрен питоц, вамулцумеск пентру дистрибуирь. Дистрибуис чей коряв, Доринса, содистрибуя сейчас видео. Делайте, пожалуйста, репосты. Для меня сегодня это даст немногих возможности довести правду до всех граждан и жителей нашей страны. И для тех, кто находится за пределами. Вакупрен, совет сусярок от моя информация. Континуису дискут кучейка редежами от Риму Сиви Орли, Команс Плюс дискут куфикари персонал, Нинтелнима группу Рмич, Майпцин публикаем в Фейсбук, Импортант Андрадзе Канешин ко экипы, Швачему Конгресс Пион Стадион, Уамни Сейвады Лафаца, Шскунаска Пачтецели Челор, Кари Воркундуч Сара.
înainte de alegeri, dar nu după cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Vă cuprind pe toți, aveți o seară frumoasă. Pa-ca!